Nu este pe lume un om, un bărbat mai mare, născut din femeie ca Ioan Botezătorul. Însă zice, dar cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât Ioan Botezător. Părinții din Pateric ziceau, dacă noi am vrea să trăim și ne-am bucurat să trăim la sfârșitul lumii, ca să ne nevoim și noi atunci, că cei de la sfârșitul lumii, numai prin răbdarea lor o să fie mai mari decât noi în veacul de acum. Ei vorbeau în secolul 4. Înseamnă că credința în Domnul Dumnezeu și în cuvântul Lui și subscrierea în inima noastră la cuvântul lui Dumnezeu poate să te facă, deși ești pe urmă și în vremurile din urmă și nu cu mare nevoință, mai ales văzută și trupească și așa mai departe și exterioară, să te proslăvești, să te proslăvească Dumnezeu, să te primească în ceata mărturisitorilor, pentru că în pustia asta, în lumea asta în care trăim și care nu mai are nicio valoare creștină, nici măcar rădăcini creștine nu mai are, că și le-a retezat cu propria ei mână, să-ți primească Dumnezeu răbdarea aia și de la servici, de pe metrou, de pe unde umbli, de pe unde studiezi sau unde muncești, să-ți o primească ca pe mărturisire a mucenicilor care și-au vărsat sângele pentru credința lor. Răbdarea de acasă, când ai case, ai tăi, nu vin la biserică sau nu vor să postească sau nu vor să se roage sau nu cu tare și tu vrei să mergi înainte, păi răbdarea aia și perseverența aia și iubirea față de cei de acasă, nu cicăleala, că credința cu cicăleala nu prea se potrivește, dar dacă îi primești cu iubire și te duci acasă și le faci de mâncare la cei de acasă cu mai mult drag decât le făceai înainte, păi îți primește Domnul jertfa aceasta cu siguranță. Și dacă ești o nașă sau un naș care te rogi pentru fiinii tăi sau mamă și tată care te rogi pentru copiii tăi, în loc să-i cicălești, te rogi cu credință, cu nădejde, cu răbdare, cu perseverență și tot reîncepi de la capăt și de fiecare dată când îți intră în casă copiii, la orice oră din zi și din noapte îi îmbrățișești și îi primești ca și când îs ascultători și cu minți. Domnul preface asta în lucruri mai mărețe decât ne putem închipui. Un pic de credință, deja noi suntem sub nivelul grăuntelui de muștar. Deci nu mi se cere așa de mult. Așa cât se poate. Iată roadele Duhului Sfânt în biserica sa, pe care noi astăzi le pomenim în Sfinții lui Dumnezeu, începând cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, dar și cu Sfinții proroci, apostoli, propovăduitori, binevestitori, mucenici, mărturisitori, nevoitori. Noi, de fapt, vedem că Dumnezeu găsește în toate veacurile l-a găsit și în toate felurile l-a găsit inimi care să vrea să primească în ele. Pentru că Dumnezeu, ați văzut cum se sfințește biserica care a fost aici, sau ați văzut poate o biserică cum se sfințește în țară. Dumnezeu nostru din fiecare dintre noi, de la botez încoace și prin botez, punând piatra de temelie la botez, vrea să-și facă lăcaș. Asta înseamnă sfințirea omului. Sfințirea noastră vine prin faptul că facem lăcaș în noi, lăsăm spațiul lui Dumnezeu, loc de manevră, spațiul de manevră, să facă în noi și să clădească în noi tot ceea ce este după asemănarea cu El. Dar noi trebuie să dăm aviz favorabil. Noi trebuie să zicem amin, noi trebuie să zicem, Doamne, facă-se voia Ta, fă în mine ce vrei și fă din mine ce vrei și cum vrei. Și să zicem asta și pentru soț și pentru soție și pentru copii și pentru nepoți și pentru prieteni și pentru dușmani, adică cei care ne fac rău, că noi nu
nu avem dușmani, nu vrem să facem noi rău cu vada, sunt alții care ne fac. Și Dumnezeu face partea Lui. Să avem siguranță, certitudine, fără nici cea mai mică îndoială. Dumnezeului nostru, iubitor de oameni și sfânt și atot sfânt, care vrea ca și noi să fim sfinți ca și ei, ca și El, să-i fie toată slava, lauda și mulțumita noastră Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.